Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog, car vlog pe canalul meu. Astăzi vom merge să spăl un pic mașina, azi e duminică. E foarte murdare, s-o prăfuit, s-o luăm pe aici. Las mai ușor, că am un pic de greutate pe ea. Mi-a dat Silviu niște chestii. O să merg să o spăl un pic, tot o plouat, a fost cu praf, cu prăfuit. Din numai, sper să mă vedeți bine, că am așezat cumva camera să vedem cam cum se observă. Am ventuza care mi-a dat-o Mr. Pavelos. Câte monede din alea mai am aici? Două. E bun, să mai adun. Poate deschide stația aia de spălare aici la în Pimilcov. Aici trebuie să mergem ușor, că mai vin mașini din față și de asta trebuie avut grijă. Trebuie să mergem până la ora sus. Am mai fost altceva, o să vedeți acolo un vlog blană. Vlogul ăsta va apărea miercuri. Am făcut un vlog blană cu bicicleta. Am mers undeva super, super, am făcut 18 km. O să vedeți în vlog. Mă dor picioarele, mamă, am o febră musculară, eu fierbinți picioarele când am venit. Știți că dacă la febră musculară sunt fierbântă mușchii piciorului. Bati clopotele, auziți? Doamne ajută! Dacă te grăbești și tu să-i dai o leacă mai tare, așa, prin șovierni. Bravo, ai fost băie deștept. Doamne ajută! E bine să fiți și credincioși, nu mai fiți așa păgâni. Nu vorbesc cu numii de rău către nimeni. Nu știu, eu, na, ca orice om am greșit și eu, na. M-am mai înjurat, n-are rost să mă mărturisesc acum în fața camerei. Orice om greșește, nu-i nimeni. Mâine luni, poate ne bagă și nou salarul. Fai, de când îl aștept. Noroc că am niște materiale de la Silviu să le duc, mai fac un ban. Altfel e belea, mi-a numit rușinii, doi de munca mea. Bă, odată și odată, când scap de datorile astea, am să fac un plin la mașină. Am să bag de 300-400 de lei. Cred că
cred că e mai mult un plin, are 60 de litri. Ba nu, cam de 500 de lei. 6,48 €, da, cam 500 de lei. Totuși e destul, da. Am pus muzică de vlog, dacă pun muzică comercială, mă sparge. Abia aștept să o spăl, că e murdară și aici e roșu, semaforul ăsta. Păi bă, nătărăilor, dacă voi dați drumul în partea aia la verde, să vedem pe benzină face tot la fel. Nu știu ce mi se pare mie că pe gaz parcă se aude așa. Mai are, cred că mai are mizerie și gazul ăsta, cine știe ce pune pe el. Uneori parcă nu trage bine. Acum văd că trage. Eu uite, era o gagică, dar era cu prietenul, nu ei. Da. Deja s-o desprins ventuza aia. Sper să nu cadă camera. Trebuie să o las ușor, noroc că am tras trapa aia de protecție. Nu prea stă acolo aia, nu știu care e treaba. Ori murdară, dar nu e murdară trapa, că vreau o șterg. Mi-am luat o cârpă din aia faină care nu zgâri parbrizul. Mișto. Sper să stea acolo cât de cât. Nu că să mai ține un pic. Da, acum imediat aici fac stânga. Ia uite, deja se bălângăni. Închid geamul ca să nu am mai dat drumul la climă, la aer. Uite că este loc aici. Opa. Deja s-o mișcat. Hai să-i dăm bici până la Mac, să mâncăm și noi ceva. N-am mai mâncat de mult, să știți că eu mănânc cam o dată sau de două ori la Mac, nu mănânc așa des. Chiar mi-e poftă de două oferte din aia de-a lor. Nici nu mai știu cum se cheamă. Mac puișor, hamburger. Uite băiatul ăla cu gagica. O ajuns pe aici. Mașinuța merge bine. O să mai am câte ceva de făcut la ea. Săptămâna viitoare, chiar să văd. Să văd ce spune Silviu, de să fac caseta de direcție, adică să o fac, să o schimb. Iau una nouă, nu iau la mâna a doua, iau nouă. Cu ce mai trebuie să mai schimb pe acolo. Să văd cât mă costă, oricum mă costă peste 1000 de lei. Bineînțeles, plus manopera, cred că ajung în 2000, dar n-am acum 2000 de lei.
măcar să cumpăr caseta de direcții, după aia mă descurc. Mai mă ajută și părinții, nu pot să zic că nu mă ajută. E ora 6 ceasul. Ora 18. Am o foame. Tu m-a unii am umblat. O să vedeți mâine în vlog. M-a dus să editez acuși vlogul. Și aici bate clopotul. Aici e Biserica Romano-Catolică Sfântul Francisc de Assisi. Assisi, nu știu, nu mă pricep. Eu sunt ortodox, nu mă pricep la catolici. Da, na, fiecare cu credința lui. Nu judec, nu... V-am spus că am fost odată la niște prieteni. Mamă, mamă, ce am râs de... Aveau ei acolo o sărbătoare în calendar, nu mai știu ce era. A râs cu o poftă. A ce-o râs ei, dar ce-am râs eu. Pe burtă eram. V-am mai povestit. Am avut mulți prieteni catolici. M-am înțeles bine. Nimic de zis. N-am avut treabă. Am să mă duc odată în concediu cu prietenașul ăsta meu, Ionuț, care e pitir. Da, bineînțeles, dacă... S-aude un zgomot cam aici, niște materiale în spate, de asta s-aude așa zgomotul, ca să știți. Sper să reziste ventuza aia până în oraș, acum am pus-o mai înclinat, așa mai... Îmi place vlogul lui Alex Montrei. El are mai multe camere, are o cameră tot așa pusă aici, o cameră acolo și parcă o cameră acolo, dar el are altfel de ventuze din alea, mai mișto. Eu mai am o ventuză acasă cu 3 ventuze, adică un suport din ala cu 3 ventuze. Mișto. Bă, dar ce i-o da jandarmia? Jandarmeria. Unii s-au dus în față. Da, bă, iau ce... A, mers lejer, nu mă grăbesc. Îi bine de mers ușor. La cât am pedalat, fraților, 18 km, nu m-a dus 18 km. Și întors, că mi-a dat vecinul o berie în fața blocului, o ieși berea aia de mult din organism. Că trebuie să stai 2-3 ore, 4 ore în funcție de organism. Dar bine, că de la o bere eu v-am spus că dacă beau nu conduc. Dar berea aia s-a dus de mult. Cât poate să aibă, cât alcool poate să aibă o bere? 0,01, 2. Dar vă dați seama că s-a dus, știi? Adică s-a consumat din organism. Să vedem dacă putem să facem aici... Eu am zis, băi, ar s-o dus să bălângăni, da, putem să facem stânga, nu-i interzis. De acolo n-ai voie să faci, trebuie să faci la sensul giratoriu. Deci când vii din partea asta, n-ai voie să faci încolo stânga. Hai, bagă-te dacă te bagi cu golf, de atunci mă băgam de 1000 de ori. Cred că vine ploaie. Am făcut înapoi de acolo 40 de minute, 38 de minute. Când am urcat la deal a fost mai greu, vă dați seama, că nu m-am urcat. N-am avut vale să cobor. De copii la 13 ani țin din mână și eu la 30 de ani țin volanul în mână. Bă, nu știu de ce nu. Băi, gagicilor, de ce nu vă plac de mine, a? Îs urât sau ce am? Dați acolo un comentariu. Dar numai fetele. A,
nu știu, un bacău ăsta pustit. Sunt gagici, da? Îs fete din astea tineri, eu am 32 de ani. Ar trebui să-mi caut și eu o gagică. Da, eu sunt bun, eu nu sunt rău la suflet. Nu le am cu bătăile, cu adică, na, nu știu. Nu le place din moaca mea. Na, ce vrei să fac? Eu mai mult de atâta nu pot să fac. Am avut fete, am vorbit, da? Nu s-o lipi niciuna de mine. Nu știu, poate trebuie să fii mai chisălitor, să stai pe capul lor. Cum s-ar spune, dar nici chiar așa, mea nu-mi place să fiu omul ăla, să stau chisălitor pe o fată. Am ajuns și eu la MEC, uite, am loc și de parcare aici. Nu o mai bag acolo la MEC. O bag aici. Că au loc ăștia să iasă. Să dau mai... Uite așa. Ia. Am gândit să nu vină o mașină din spate, are loc și omul ăsta să iasă din Audi. Da, fraților, cam acesta a fost vlogul meu, car vlogul pe astăzi. Nu mai am nici baterii la GoPro așa multă, că celălalt s-a încărcat. Am mai lăsat-o și pe asta 10 minute l-a încărcat. Am un încărcător de ăsta, de încărcat telefoane, da? Ăsta o să-l folosesc la drumuri lungi, la... Ia să-l bag aici. Eu v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Pa!